Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Câmpul Lung pentru luna iulie. Potrivit convocatorului, pe ordinea de zi au figurat 8 proiecte de hotărâre. Rectificarea bugetară a provocat multe discuții între consilieri și executiv. Primarul Liviu Țăruiu a explicat pentru ce trebuie făcută rectificarea și unde ar mai trebui bani. Am două solicitări care sunt relativ urgente din partea școlii gimnaziale Teodor Aman, care au început niște lucrări de reparație a clădirii și propun să le acordăm 25.000 de lei și, bineînțeles, la serviciul nostru de evidență a populației vrem să facem o lucrare ca să putem să triem mai ușor pe cei care se adună și se aglomerează la eliberarea documente privind emiterea acestor documente din toată zona. E vorba de 30.000 de lei care se iau 30.000 de lei din fondul de rezervă și 25.000 de lei din excedere. Am înțeles. Sunteți de acord cu cele două propuneri ale domnului primar? Da. Da, dar am și o intervenție pe această rectificare. Vă rog. Mi se pare o previziune că 75.000 de se combatină de mod absolut nerealistă și nerealizabilă. Plus că eu în momentul de față nu știu care e situația patrimoniului de mod și cum poate funcționa acesta dacă se deschide. Deci acolo avem previziunile făcute pe ultimele 4 luni sau 5 luni. Fiindcă suntem pe starea de urgență până la august, nu, noi am prevăzut numai 5 luni. Din cheltuielile anului trecut am făcut media. Dar voi dacă e închis în august, cum să duceți? Păi nu o să se cheltuiască. Dar noi ar trebui să prevedem. Dacă mâine apare o discuție că să dă drumul, eu ce fac? Stau și așa. Deci, domnul consilier, eu fac prevederea. Ce nu se cheltuie, revine înapoi în bugetul local. Un proiect important pentru Câmpul Lungeni a fost cel referitor la aprobarea taxelor și impozitelor pentru anul 2021. Edilul a explicat că vor fi indexate cu rata inflației. Consilierii PNL nu au fost de acord și au votat împotrivă. Se mențin în totalitate toate taxele și impozitele, doar că conform legii sunt corectate cu rata inflației. Exact, indexate cu rata inflației, care e 3,1 declarată și atât, 3,8 sau 8, nu știu, 3,8. În rest, toate menținute la nivelul anului 2020. Eu știu că legea de pregătire se facă, suntem în momentul care se lucrăm, se facă fără mărirea cu rata inflației. Legea, bun, hai să primim o explicație din partea specialiștilor. Doamna director. Păi, am în față articolul 491 din legea din codul fiscal. Nu mai zic. Imediat. Și putem da citire. Deci ce scrie legea, nu s-a modificat legea. Articolul 491 din lege spune așa, în cazul oricărei impozii sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă de lei, sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual până la 30 aprilie, noi am depășit de mult. Indexarea comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării și Regional. Nu se întâmplă nimic dacă n-a făcut-o până la 30 aprilie, că nu există nici... De ce nu se întâmplă nimic? Nu există sancțiuni pentru așa ceva dacă n-a făcut la timp, fiindcă... Adică nu știu că nu se aștepta că nu se le-a propus și că e ultima zi? Este... ea se aplică începând cu ianuarie 2021. Eu propun aprobarea și impozitor pentru sfârșitul anului să luăm decizie de la noiembrie, pentru că nu se întâmplă nimic. Da, și cum să se întâmple din punct de vedere de bani în România, dar nu ne avem niciun motiv să o amânăm până atunci. Încă nu se știe dacă au trecut toate proiectele de hotărâre de votul legislativului. Urmează ca aleșii să se întâlnească și să semneze procesul verbal și să spună cum au votat.